Vă felicit. Mulțumesc. Și cred că are mult de lucru și domnul Valentin Silvestru, președinte, director general INCD Turbomotoare Comoti. Da, mulțumesc, felicit organizatorii pentru această sesiune. E un loc unde putem face schimb de diverse idei. Sper să ajungem să și colaborăm pe diverse idei, deci nu numai să ne punem fiecare părerea. Eu reprezint cercetarea și am să prezint din punct de vedere al meu, al unui cercetător. Aș vrea în primul rând să spun un lucru. Ca cercetător știu că știința nu știu unde se va duce în 20-30 de ani. Așa că e greu să spui acum că Parlamentul European sau Parlamentul României legiferează că se va folosi hidrogenul în 30-40 de ani. Nu știm. Nu știm încotro se va duce știința atunci. De asta am vrut să vă spun. Deci totul trebuie privit și cu un semn de întrebare. E posibil să apară ceva cu totul nou, cum s-a întâmplat în multe cazuri în istorie. Acum, revenind la subiectul cu energia. În momentul de față, clar, cum spunea și domnul director Câstea, gazele naturale reprezintă combustibilul de trecere. De la situația actuală la combustibili noi care nu emit dioxid de carbon, care vor fi aceia la vremea respectivă. În cazul acesta al utilizării gazelor naturale, eu aș vrea să subliniez că trebuie masiv înlocuite centralele pe cărbune cu centrale pe gaze naturale, dar cu ciclu mixt. De ce acest ciclu mixt? Pentru că are cel mai mare randament termic în momentul de față, reprezintă maximul de randament termic la producerea de energie electrică, e atins de o centrală acum câțiva ani în Japonia, făcută de Mitsubishi cu General Electric, are 63,07% de randament față de o centrală pe cărbune actuală care are 35%. Deci avem scădem aproape la jumătate emisia de dioxid de carbon. Vreau să vă mai spun că am citit acest lucru într-o revistă americană de specialitate, în care americanii au spus că ei au redus emisiile de carbon din anul 2000 până acum cu 70%. Cum? Înlocuind centralele pe cărbune cu centrale cu ciclu mixt. Și investind și în producerea de energie eoliană. Deci eu am învățat întotdeauna că, dom'le, să te iei după cel care face lucru bun. Este cel mai bine. Bineînțeles, pasul următor va fi trecerea la un mixt de combustibil în care se vor folosi în principal gaze naturale cu hidrogen. Până la 20% nu e nicio problemă să se folosească rețeaua actuală de transport, în ce știu eu, și de asemenea să fie ars și în diverse motoare. Treaba se complică în momentul în care crești. Noi am avut experimentări până la 60% și am putut arde foarte bine amestecul de gaze naturale cu 60% hidrogen. Asta înseamnă reduci cu 60% emisiile de dioxid de carbon. În pasul următor va fi trecerea la combustibili noi. Toată lumea acum acreditează hidrogenul ca fiind combustibilul care se va impune. Nu se știe. Vă spun ca cercetător. De asemenea, noi avem, sunt multe avantaje la hidrogen, dar și multe dezavantaje. Unul din dezavantajele mari este costul în momentul de față. Deci clar trebuie găsite soluții pentru a reduce costul la producția hidrogenului. De asemenea, transportul hidrogenului, stocarea hidrogenului, să nu uităm că, de exemplu, pentru automobile se vor folosi, să le spunem, recipienți, nu rezervoare, care vor fi la 700 de bari. Ăsta este standardul actual. Multă lume se uită curioasă, așa, nu știu dacă câți vreți să mergeți cu un recipient de ăsta cu 700 de bari în mașină. Asta e o altă problemă.
Vreau să mai ridic și o altă atenție asupra altor tipuri de combustibil. În special în aviație, dar am auzit că și auto, unele firme, discută de combustibilii sintetici. Acestea sunt combustibili care sunt asemănători cu benzinele, motorinele, deci nu ar fi nevoie de schimbat rețeaua de transport, de distribuție sau motoarele existente pe automobile, camioane, iar ele se obțin din bioxidul de carbon extras din atmosferă și hidrogen. Deocamdată e scump, dar probabil prin diverse proiecte de cercetare și mărind capacitățile se va ajunge să se reducă acest cost. Un alt lucru care vreau să-l ridic este utilizarea altor surse de energie. La noi în România există foarte multă căldură geotermală. Pământul are multă căldură, clar, te duci mai jos, așa, e complicat, e simplu, da? Poate nu e. N-am înțeles niciodată de ce Bucureștiul nu dezvoltă capacități ca să utilizeze această energie geotermală, măcar pentru a încălzi nordul Bucureștiului. Și construiește conducte de kilometri întregi ca să aducă din sudul Bucureștiului, nordul Bucureștiului, tot așa, o chestie care mie mi se par, din punct de vedere fizic, cam nonsens. Și iarăși o altă idee, o altă direcție care o văd, este utilizarea energiei solare, dar nu fotovoltaice. Deci în lume se utilizează și s-au făcut studii și am văzut în anul trecut în Statele Unite, am trecut pe lângă o centrală astfel așa, în care este solar termic. Aici de obicei se folosesc multe oglinzi, toate reflectă într-un recipient mare, se pot atinge temperaturi până la 3000 de grade Celsius. O altă idee pentru solar este de a utiliza, și ideea nu e nouă, e apărută, cred că și Jules Verne a avut o idee de asta, dar deja devine fezabilă, de a plasa în cosmos o astfel de oglindă foarte mare, care fie să producă prin zona aia energie electrică și să o transmită pe Pământ sau să transmită direct razele solare în anumite zone de deșert de asta, unde nu s-ar putea folosi. Ce mai vreau să vă spun despre stocare? Că s-a tot pomenit despre stocare. Noi ca institut am dezvoltat o metodă legată de ceea ce știm noi, stocarea cu aer comprimat. Am avut acum câțiva ani un proiect de cercetare mic, că n-au fost bani mulți, 125 de kW. Nu era mai mare și nu funcționa foarte mult timp. La Craiova, la fabrica domnului Popeș, care a acceptat să găzduiască acest experiment. Experimentul arăta că treaba funcționează. Deci asta este. Acum vreau să trecem la un demonstrator de 8-12 MW, în care să folosim fie o mină de sare, fie am vorbit cu domnul Cârstea, un depozit care nu-l folosesc dânsii pentru stocarea gazelor naturale. N-am găsit încă finanțare pentru acest lucru. Am fost pe la Ministerul Mediului, mi s-a spus că s-ar putea, n-am găsit încă. Și e păcat că o astfel de centrală de stocare poate fi multiplicată în mai multe locuri de țară unde există zăcăminte, unde s-ar putea stoca. Ce aș vrea să vă spun că eu cunosc în Statele Unite e cel puțin o centrală de 100 de megawatts care e bine documentată și spun că factorul de recuperare e 70%, ceea ce e foarte bun. Chinezii fac una de 400 de megawatts în momentul de față. Iar, ca fapt divers, am aflat că în Israel, încă de vreo 40 de ani, se folosește niște stații de-astea de stocare mici, evrei ultra-ortodoxi, din cauza că nu vor să folosească energie produsă
duminica sau sâmbătă când au ei și am înțeles că la subsolul locuințelor lor au niște stații de-astea de stocare cu compresoare, cu piston, cu detentoare, cu piston, care funcționează de ani de zile. Asta cu stocarea cu aer comprimat este una curată. Mediul de lucru este aer, nu e altceva. Da, cam atât am avut să vă mulțumesc.